timp de 3 zile tabără, tată cu copil. Doar eu și cu David suntem în delta, la pescuit, ne întrecem. Ce prinde cei mai mulți pești? Nu 3 zile, 4. 4, așa. Am ajuns în tabără! E nerăbdător, băiatul meu! Băi, eu zic că o să avem distracție mare de tot. Să identificăm pentru domnul magician și pentru domnul Robert Tudor. Atenție! Să știți cu ce aveți de-a face! În căutarea asta de comor sunt pui 10.000 de euro în joc. Deci voi sunteți delfinașii, pelicanii. Am ca răspuns niște cuvinte, din cuvintele alea folosiți niște litere și completați un rebus. Și cu rebusul ăla aflați unde-i comoara. Dar vă las să citiți și ce nu înțelegeți, mă întrebați, bine? Atenție să vă ridicați indiciile voastre de pelican și de delfinaș și nu invers. Set și indiciu se află la geamul camerei cu numărul cel mai mic. Cel mai mic. Vai de capul meu ce șmecher. Tata, hai mă să mergem la masă. Mamă, l-ai luat, frate, bravo, mă, omule! Hai, scoate-l, să-l vedem, scoate-l! Ia uite, bă, tată! Mamă, felicitări! Sunt campion! Bravo, campion ești! A apărut și domnul Florin de la Suceava. Excelent, super. Și bere ai bună, și bere ai bună. Îți place la mare? Da. La mare distanță de casă. Ce faci, băiatul meu? Fac magie. Mai stai mult? Eu. Așa, uite ce priveliște frumoasă. Ia. Bine, bă, băiatule, bă. Hai, ridică-l din apă. Hai, că e frumos. Bravo, tata. Ia, dă-l încoa spre mine. Dă-l încoa spre mine, nu mai mulina. Uai. Ce, bă? Ce, mă? Mamă! Nu o să vă vină să credeți! În barcă am găsit un șarpe! Uai de capul meu! Să-i trimis lui mamaia! Și îl luăm și-l aruncăm din barcă! Dă-te! Bă, frate, dă-te! Nu-ți fie teamă, mă, că-l prinde, domnule.
Ideea e că nici nu știi ce e. Ore șarpe, ore viperă. Bă, bă, nenorocitule, bă. Te-am mușcat? Nu. David, stai acolo. Dar nu poți să-l iei de coadă? Da, ba nu. De coadă nu, că de coadă te mușcă, de cap trebuie să-l iei. Bă, îmi iau eu cu mâna. Nu, să-ți așa. Uite eu capul, partea aia. Cineva să-mi salveze după. Uaa, l-a aruncat în apă. L-a aruncat și pe ce Doamne ferește, mamă, ce m-am speriat. Asta chiar cea mai tare aventură, să prinzi un șarpe, să zic că e un șarpe la piciorul tău. Credeam că e glumă ceva, zic, bă, frate, n-are cum. Și o stăteam, zic, mamă, hai David, vino. Dar ce liniștită era aia, aia, vezi că e un șarpe acolo. Da. Astăzi mergem la mare, facem plajă, este o vreme extraordinară. După cum se și vede, ia uitați, soarele strălucește pe cer. Super.